O analiză a traficului rutier din județul Suceava și a dinamicii accidentelor rutiere grave arată că parcul auto de la nivelul județului a crescut constant cu aproximativ 20.000 de autovehicule pe an. Pe 31 decembrie 2016, parcul auto al județului era de 195.000 de autovehicule, iar la sfârșitul anului 2020 aproape 280.000. Subcomisarul Alexandru Duțuc, împuternicit șef al Serviciului Public Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului Suceava, a declarat la Bucovina TV în emisiunea Raportul de Seară că în ultimii 3 ani instituția a lucrat cu același număr de personal, deși parcul auto a crescut cu 60.000 de autovehicule. La momentul acesta, în ceea ce privește parcul auto, județul Suceava se situează pe locul 2 după Ilfov ca număr de autovehicule matriculate. Este vorba de 270 și ceva de mii de autovehicule matriculate. Numărul de permise de conducere, de deținători de permise de conducere din județul Suceava se apropie de 260.000, deci foarte puțin sub numărul de autovehicule matriculate. Avem cel mai mare parc auto din țară în ceea ce privește autovehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Și aici mă refer la autocamioane. Da. De acolo și problema aceasta legată de persoanele juridice care, mă rog, resimt o nevoie acută de îmbunătățirea serviciului de matriculări. Numai în comuna Bosanj sunt câteva sute de... Da, avem foarte mulți operatori de transport care au parcuri autoimpresionante. Da. Automat, orice piedică legată de activitatea serviciului este o piedică pe care o pui activității societății, care până la urmă este contribuabil și normal să încerci să îmbunătățești activitatea și să-i pui cât mai puține piedici. Pot să vă mai spun cu titlu orientativ că și la nivelul lunii decembrie și la nivelul lunii ianuarie numărul de operațiuni care țin de activitatea compartimentului matriculări s-a menținut relativ constant. Este vorba de 3.000 și pe lângă aproximativ 3.200 de operațiuni. Când zic operațiuni, mă refer la transcrieri, matriculări și eliberarea de autorizații provizorii de circulație. Împărțind aceste 3.000 de operațiuni la... la un număr de aproximativ 5, că fluctuează, dar de principiu cam 5 lucrători lucrează în același timp la ghișeu, veți observa că este, mă rog, volumul de muncă este destul de mare. Cu toate astea încercăm să... Acolo este și... Adică e nevoie de multă atenție, de multă rigoare. Și asta consumă psihic. Da. Și în plus, orice greșeală pe care o faci este de multe ori foarte greu de corectat. Da. Gândiți-vă că dintr-o eroare poate fi matriculat, să zic, un autovehicul furat. Da. Dintr-o eroare, o eroare umană. Și ulterior va fi de reacredință poate fi considerat până la. Și va fi foarte greu să remediezi această problemă. Da. Din acest motiv eu cel puțin conștientizez că pot să forțez un om, dar până la un moment dat, iar dincolo de acel moment există riscul producerii unor greșeli și ăsta e un lucru pe care noi încercăm să-l evităm. Beneficiarilor serviciilor, în numele serviciului pe care îl reprezint, simt nevoia să le cer scuze pentru calitatea din momentul ăsta a serviciilor pe care le prestăm. Ele nu sunt la standardele pe care ni le dorim. Încercăm să identificăm
soluții în așa fel încât să îmbunătățim și să prestăm un serviciu, mă rog, care să îndeplinească anumite criterii de performanță. În momentul ăsta ne dorim să ajungem într-un timp relativ scurt, măcar la nivelul județelor învecinate, iar pe termen lung sper să reducem și mai mult acei timp de așteptare, în așa fel încât să ne apropiem de ceea ce poate fi numit normalitate. Legat de colegii mei, colegilor mei aș vrea să le mulțumesc pentru că în perioada asta chiar fac niște sacrificii. Până la acest moment am văzut din partea colegilor o atitudine profesionistă, dacă pot să mă exprim așa. Înțeleg, deocamdată suportă presiunea și înțeleg că există acea nevoie de îmbunătățirea calității serviciilor și chiar acționează în consecință.